Mi-au atras atenția două aspecte punctate de domnul Holm. Primul vizează faptul că peste tot în lume, dar în mod special în România, Voestalpine AG a promovat afaceri în relații cu parteneri și cu clienți atunci când a simțit că poate să aibă încredere în aceștia. Iar faptul că, deși nu era inițial în programul vizitei domniei sale în România, o întâlnire cu domnul primar Lucian Iliescu, faptul că a solicitat în mod special să-l revadă pe domnul primar, este un semn, de altfel și recunoscut de domnul Holm, că primarul municipiului Giurgiu se bucură de cea mai mare încredere, de apreciere și de respectul partenerilor austrieci. Fabrica de componente din oțel care va funcționa la Giurgiu va oferi facilități importante clienților Voestalpine, reducându-se astfel distanțele și timpul parcurse pentru livrarea producției. Oaspetele austriac s-a declarat impresionat de schimbările din municipiu, apreciind eforturile administrației locale. La un moment dat, mulțumind pentru primire, domnul Holm a spus: mă bucur să revin după ceva timp la Giurgiu. Ultima oară a fost la începutul toamnei trecute. Și să văd câte schimbări frumoase Giurgiu arată de fiecare dată când vin, mai bine, mai frumos, acum este primăvară, este totul verde, frumos, curat și îngrijit.